Avem aici roata culorilor, iar această roată îmi va decide echipa la FIFA 22. Salutări și bine v-am găsit la un nou challenge de pe canal. Avem din nou un challenge destul de interesant. De data asta avem roata culorilor, data trecută am avut roata steagurilor și vom face challenge-ul exact cum a fost data trecută. Roata îmi va decide echipa cu care voi începe cariera și de asemenea și transferurile pe care le voi face. Așa că hai să începem, frate. Așa că hai să vedem care va fi echipa, frate. Voi da de roata asta și vom vedea ce culoare va avea echipa. Hai să vedem și... Ok, un light green, un... nu știu ce să zic, un verde mai deschis, habar n-am. Cred că pot să iau și verde normal, nu? Nu-mi dau seama ce echipe ar avea culoarea verde. O să căutăm acum pe Google. Bă, nu știu, am căutat direct echipele care conțin culoarea verde. Nu știu care e light green, care e green. Habar n-am, cred că un verde mai deschis ar fi ăsta de la Wolfsburg. Avem destul de multe echipe care conțin culoarea verde aici. Avem aici Celtic, ar fi interesant să facem o carieră cu Celtic. Din memoria mea nu îmi dau seama ce echipă ar mai putea conține culoarea verde. Am mai Sporting, mai e și Sporting, nu? Ia uite, mai sunt și băieții ăștia de la Sassuolo. Bă, uite-l pe Kirikesh. Bă, eu zic că ar fi interesant să facem o carieră cu Wolfsburg. Așa că hai să mergem și să începem cariera asta minunată. Ok, 4 stele, buget de 48 de milioane de euro, oricum o să dau buget infinit. O să-i băgăm într-o grupă de UEFA Champions League. Da, sunt deja într-o grupă de UEFA Champions League. În grupa asta cu Sevilla, Salzburg și Lille. Și hai să începem cariera. Hai să ne uităm așa puțin peste echipa celor de la Wolfsburg, să vedem ce echipă au. Portari, ok, portari n-au cine știe ce. Aba, da, l-au pe Castes, ăsta de 85 overe, 29 de ani. Portarul e bun, ai ce să zici. Pe stânga l-avem pe Roussillon și l-avem și pe Paulo Otavio, doi jucători forță. Ok, l-avem și pe Lacroix, ești Lacroix, 21 de ani, îi dăm development plan frumos aici pe sweeper. Avem pe Mbabu, așa la mijlocul terenului, de asemenea avem jucători bunicel. Avem pe Schlanger, habar n-am cum îl cheamă. Avem pe Arnold Schwarzenegger ăsta. Pe partea stângă n-avem cine știe ce, am avea nevoie de un mijlocaș stânga. Și este vremea pentru transferuri, frate, în care avem voie să facem 6 transferuri. Și o să am voie în challenge-ul ăsta să iau doar un cartonaș special din Ultimate Team. Ok, și este vremea să dăm de roată. Prima oară vom lua un atacant, frate. Hai să vedem de la ce echipă va fi atacantul. Dăm de asta, vedem ce culoare pică și vom alege echipa de unde va fi atacantul. Ok, portocaliu, mamă, ce echipe conține portocaliu. Portocala mecanică, dar na, portocala mecanică e Olanda. Și avem voie doar cu echipe de club. Deci am găsit lista asta cu echipele care cică poartă portocaliu. Și cea mai populară de aici ar fi Shakhtar, frate. În rest, nu prea sunt cine știe ce echipe cu culoarea portocaliu. Hai să vedem ce atacant are Shakhtar, habar n-am. Da, și cam ăștia sunt jucătorii de la Shakhtar. Cel mai bun atacant ar fi Junior Moraes ăsta. Efectiv, nu l-am găsit pe băiatul ăla, însă l-am găsit pe Lassina Traore. Nu știu dacă e Lassina Traore care... De fapt, nu e Lassina Traore care a fost la CFR Cluj. E al Lassina Traore. 20 de ani are acesta. Și văd că e și David Neres la aceștia. Dar nu e atacant, e right wing din păcate. O să fiu nevoit să luăm pe Lassina Traore. Arată potențial mare. Sper că e bun. Hai să-l cumpărăm pe băiatul ăsta. Nope. Pa, mă, n-am cum să-l iau. Pe Neres merge să-l iau? Ok, pe Neres merge să-l iau. Chiar dacă nu e atacant, o să trișăm puțin și luăm pe Neres, pentru că nu avem altă soluție, că nu există atacanți la Shakhtar. 35 de milioane o să ofer pentru acesta. Ok, acceptă din prima cei de la Shakhtar. O să acceptăm desigur tot și David Neres vine la echipă. Păcat că n-are și el un facecan, însă asta este. O să-l băgăm aici în locul lui Kruse, cel mai probabil. Cred că o să schimbăm formația și o să mergem și o să jucăm un 4-3-3 atac. Bă, de fapt cred că o să jucăm un 4-3-3 defend. Da, așa o să jucăm un 4-3-3 defend. Acum o să am nevoie și de un left mid. De data asta trebuie neapărat să găsesc un left mid. Hai, dă-mi și mie o culoare ca lumea, frate, te rog eu. Și e verde, e verde, ok. La verde cred că avem destul de multe variante. Pic încă o dată verde. După cum ați văzut, la culoarea verde avem destul de multe opțiuni, frate. Ia să intru eu pe site-ul ăsta să vedem ce opțiuni mai avem. Oh, da, bă, și e și Real Betis. E și Real Betis, ok, avem și Real Betis. Fiți atenți că pentru poziția de mijlocaș stânga, la Real Betis îl avem pe Marc Bartra, cartonașul ăsta special. Cum am zis, am voie doar un singur cartonaș special și îl voi folosi aici pentru Marc Bartra, frate. Așa că hai să luăm pe acesta la echipă. Cam așa arată cardul lui, arată destul de bine. 95 dribbling, 96 pace, 93 shooting. Eu zic că e forță, hai să luăm. Gata, frate, acceptăm. Da, Bartra vine la echipă. Uite, l-avem pe ăsta de 80, dar o să fac acum o magie. Bum. Și bum. S-a făcut de 93, este left wing. O să-l băgăm aici frumos pe poziția asta. Avem nevoie și de un striker neapărat.
așa că mergem și luăm și strikerul. Din păcate nu mai avem voie jucători speciali. O să merg și o să dau de roată și vedem de unde va fi jucătorul. Hai să vedem de la ce echipă va fi jucătorul, de la ce echipă va fi strikerul mai exact. Ok, cu roz. Mamă, cu roz nu știu ce naiba echipe avem. Singura echipă care conține roz în logo cred că ar fi Palermo, nu? Cred că Palermo ar fi singura echipă. În rest nu cunosc alte echipe. Și din câte vedeți Palermo nu e în FIFA, pentru că scriu aici Palermo și nu e în FIFA efectiv. Așa că o să luăm o echipă care a purtat roz în trecut sau care încă poartă în prezent, habar n-am, hai să ne uităm să vedem ce găsim. După cum puteți vedea avem și Barcelona, avem și Juventus care au jucat în roz în trecut. Bă, ăsta de la Barcelona chiar arată mișto tricoul ăsta, n-am ce să zic. Dacă nu mă înșel, și Real Madrid cred că a jucat în roz. Așa că o să mergem și o să luăm un jucător de la Barcelona, o să luăm strikerul de la Barcelona și anume luăm pe Robert Lewandowski. Ok, Lewandowski acceptă și vine la echipă, frate, vine la Wolfsburg, iar atacul este complet, Bartra, Lewandowski și Nere. Și am făcut un atac destul de bun, zic eu, acum este vremea să mergem să ne întărim pe partea de mijlocaș, pentru că fundaș zic eu că avem de asemenea foarte buni. Prima oară un mijlocaș defensiv. Așa că hai să dăm de roată să vedem de la ce echipă va fi mijlocașul defensiv. Vreau o culoare mișto și... Ok, avem light blue. Albastru cu albastru deschis. E cam aceeași chestie. Hai să vedem care va fi echipa, frate. Bă, eu zic că Lazio ar fi un albastru de ăsta mai deschis. La Chelsea zicem că e mai închis și nu s-ar pune. Așa că avem Lazio aici, după cum puteți vedea pe lista asta. Și Napoli, de asemenea, tot un albastru deschis sau se pare. Everton, la Everton e mai închis, să zicem că nu se pune. Schalke, de asemenea, este un albastru închis. La Italia n-avem voie cu echipa națională. Chelsea, albastru închis. Manchester City, ok, de Manchester City uitasem. Așa că o să iau un CDM de la City sau de la Napoli sau de la Lazio. Nu știu pe care să-l aleg. Am selectat prima oară poziția de CDM să văd care e cel mai bun CDM pe care pot să-l iau. La Manchester City, ok, l-am pe Rodri ăsta. 87 OVR Rodri. N-am cum să refuz, deci n-am cum să refuz. Nu cred că am variante mai bune la Napoli sau la... Eu poate la Lazio ar fi Milinkovic-Savic, dar cred că e mijlocaș central Milinkovic-Savic. 140 de milioane pentru Rodri. Ok, 143 vor. Nu știu dacă i-au făcut pe ei 3 milioane sau nu. Însă se pare că acceptă până la urmă Guardiola. Ok, acceptăm toate cererile pe care le are și Rodri se pare că va veni la echipă. Ne facem o echipă forță, zic eu. Deja mijlocul se pare că arată senzațional și o să-l băgăm aici pe Rodri. De asemenea, o să iau și un CM. De fapt, nu pe ăsta, o să-l fac CM și o să iau un CM, frate. Hai să vedem ce CM voi lua. Mergem și dăm încă o dată de roată. Dacă pică o culoare care a mai picat, nu mai am voie să transfer de la echipa de la care am mai transferat. Așa că hai să vedem totuși ce culoare pică. Sperăm că nu pică o culoare care a mai picat. Ok, pică Cyanul ăsta nu știu ce e. Tot un fel de albastru deschis. Deci o să luăm tot echipele de mai devreme în calcul. Ia să vedem la Napoli. Ok, Napoli n-are CM, po bune. Ok, Lazio, hai să vedem la Lazio. Interesant, îl avem pe Luis Alberto, care n-ar fi rău. Da, și cam asta ar fi singura soluție. Da, o să luăm pe Luis Alberto, frate. 70 de milioane pentru Luis Alberto, eu zic că e destul de mult. Oricum, na, am bani infiniți. O să luăm pe Luis Alberto la echipă. Ok, acceptăm totul, se pare că este fericit. Vine la echipă, băieți. Am așa arată echipa până acum, eu zic că arată fenomenal. Și aș mai avea nevoie de un fundaș central pentru ultimul transfer în locul lui Brooks aici. Așa că hai să vedem de unde va fi fundașul central. Ok, dăm de roată, hai să vedem de unde va fi. Vreau roșu. Încă o dată albastru, păi nu prea mai am ce să iau aici, nebun. Nu prea mai sunt echipe cu albastru deschis. După cum puteți vedea, cei de la Marseille au un albastru care seamănă cu Cyanul ăsta sau cum naiba se numește. Zic eu că seamănă destul de mult, așa că o să luăm fundașul central de la Marseille. Ok, hai să vedem ce fundaș centrale au cei de la Marseille. Bă, Saliba ar fi interesant, dar din câte știu s-a dus la Arsenal, Saliba asta. Și noi avem pe Balerdi. Da, o să luăm pe Saliba până la urmă pentru că e în joc aici la... Dar nu, că zice că e împrumutat la Arsenal, nu cred că am cum să-l iau, nu? Ia să vedem. Așa că soluția ar fi Balerdi ăsta. Nu știu dacă e bun, nu știu dacă e rău. Habar n-am. O să luăm pe ăsta. Dacă nu e bun, AE. Are OVR de 75. Totuși o să jucăm cu el în locul lui Brooks. Eu zic că e mai bun pentru că e mai tânăr. Și cam așa arată echipa pe care o vom folosi în cariera asta. Hai să mergem să vedem cum se descurcă. Obiectivul este să ajungem până în sferturile UEFA Champions League și să terminăm în top 3 în Bundesliga. Nu știu dacă vom reuși chestia asta.
Sunt curios ce o să facem în UEFA Champions League. Eu zic că o să ieșim din grupe, pentru că n-avem o grupă foarte grea. Ok, pe Salzburg îi batem, cu cei de la Lille facem egal și pe Sevilla zic eu că o să-i batem de asemenea. V-am zis. Deci teoretic am cam ieșit din grupă. Da, sigur am ieșit din grupă pentru că am mai bătut încă o dată pe Sevilla. Ok, și adversarul din optimile UEFA Champions League este Villarreal. Ok, batem pe Villarreal cu 3-0, deci trecem lejer mai departe în sferturile de finală. Deja am atins obiectivul pentru competiția europeană și mergem în sferturile de finală unde dăm de Inter Milano. Pierdem, bă, pierdem. Ok, și facem egal. Ne oprim fix în sferturile de finală. Nu e rău, însă se putea și mai bine. Sunt curios în campionat ce am făcut. Ok, și jucăm și în cupă de asemenea cu Bayern aici în finală. În campionat i-am bătut, în cupă i-am bătut? Nope. Nu i-am bătut, am pierdut cu 4-3 la penaltiuri. Ok, campionatul s-a terminat. Hai să vedem dacă am reușit să câștigăm Bundesliga. Da, bă, da, câștigăm Bundesliga. 73 de puncte pentru Wolfsburg, 22 de victorii, 7 egaluri, 5 înfrângeri și suntem campionii Germaniei, băieți, aici, la diferență de 2 puncte față de Borussia Dortmund. Asta zic, asta zic. Reușim să ne atingem unul din obiective și chiar nu mă așteptam să termin pe primul loc. Sunt curios ce statistici au avut jucătorii mei. Hai să vedem care este cel mai bun marcator. Probabil că Lewandowski, nu? Da. A, nu. What? Mamă, ești nebun. Bartra cu 35 de goluri și 17 asisturi. Are un total de câte contribuții? 52, cam așa vine. 52 de contribuții în 49 de meciuri. Bartra pe departe cel mai bun jucător al echipei. Bă, păi cred că ia balonul de aur, ești nebun. Lewandowski, 18 goluri, 3 asisturi. A scăzut minus 3 Lewandowski. Luis Alberto și el s-a descurcat foarte bine, 16 goluri, 12 asisturi. Se pare că transferurile pe care le-am luat și-au făcut treaba. Neres și el cu 7 goluri, 2 asisturi. Rodri un gol, 8 asisturi, a jucat și el destul de mult și a crescut la 90 OVR. Ok, Bayern a crescut plus 2, a jucat 19 meciuri, n-a jucat foarte mult, însă poate a ajutat acolo echipa puțin. Și cam acesta a fost challenge-ul, băieți, echipa s-a descurcat excelent, n-am ce să zic, culorile au fost norocoase, frate. Așa că dacă mai vreți clipuri de genul, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.